grupul Liliput din Feldioara, copii între 6 și 10 ani. Haideți deja, copilașii, de la Liliput. Punem și microfoanele până mai spunem două vorbe. Și anume că acest grup Liliput din Feldioara a fost înființat în 2013, având un singur scop la început, de a învăța pe copii să-și petreacă timpul într-un mod frumos. Crescând, grupul a participat până în prezent la concursul interetnic Comora Etno, unde a luat premiul întâi în 2014 și al doilea în 2015. Concursul național Steluțele Brașovului, organizat de Mix TV, unde a luat premiul de popularitate, colaborează la activități sociale și spectacole caritabile, precum și la festivalurile organizate de primăria din Feldioara. Vor cânta Cântă Cucu Battle Vina, Papa Rudele, a capela, cu soliști și dans. Ce frumos! Ia uitați ce frumos sunt! Și o singură rugăminte, nu mi-a zis maestru Marin Barbu, dar vă rog eu, când sunt ansamblu folclorice și joacă și dansează pe scenă, nu-l mai deranjați, că dânsul chiar vrea să fie atent la fiecare. Dacă vreți un autograf, fie la final, fie când e câte un solist, acolo poate să-l audă. Bine? Vă rog frumos, că dânsul săracul, cred că doare mâna când a semnat autografe astăzi. Bine. E grea și celebritatea neamarine. Ce să facem? Bine. Coordonatorul acestui grup este doamna profesoară și preoteasă și inimoasă Ramona Nicoleta Aroneasa. Hai să punem și microfonul aici.
fetițele din Teliu să vină cu diploma. Felicitări!